Noi de acum suntem pregătiți din chiar din ziua de azi. Dacă femeia se adresează, noi avem toate cele necesare. Acestea sunt fiolele cu conservant, unde sunt expuse toate probele citologice, deci periuțele de unică folosință, care se prelevează însăși proba cu un cap detașabil, deci vedeți periuța, după ce se colectează citologia, ea se pune în flacon, se detașează și se transportă în laborator. Prin acest program de screening, Ministerul Sănătății își propune să contribuie la micșorarea mortalității femeilor din cauza cancerului de col uterin. Noua metodă se află la etapa de testare, iar dacă aceasta își va dovedi eficiența, va fi folosită și în continuare în toate centrele medicale din țară. Este vorba despre o metodă nouă care este la etapa de implementare, după care Ministerul Sănătății va lua decizia. Implementăm metoda aceasta integral pe toată țara sau vom avea metoda clasică, se va face o analiză a rezultatelor acestor examinări pentru a vedea care este beneficiul anume prin metoda respectivă. Femeile salută inițiativa Ministerului Sănătății și spun că neapărat vor face acest examen medical. Permanent e bine să știi ce e cu tine și în cazul când sunt unele premize, poți după aia să le înlături. Dar dacă nu cunoști și prea târziu te adresezi, e grav. Așa că e bine că există așa ceva. Să fac dacă e gratuit. Știți cum am, mai ales la perioada asta pensionare, nu prea spunem de bani și de atâta, dacă e gratuit, ca să mă stărușesc, să fac. Prin acest control pot fi prevenite până la 80% din cazurile de cancer de col uterin. Potrivit datelor statistice, anual în țară sunt înregistrate peste 300 de cazuri noi de cancer de col uterin, iar aproximativ 180 de femei mor pentru că se adresează prea târziu la medic.